reluăm tutorialul de unde am lăsat. Am lucrat cele 11 rânduri de piciorușe scurte în sus, după care am început tortița. Tortița coșulețului am lucrat-o în felul următor: 5 ochiuri de lanț înainte și înapoi, în felul acesta. Aici vom face un ochi de lanț la capătul rândului și ne întoarcem, lucrând piciorușe scurte. Deci în felul acesta vom lucra 25 de centimetri. Aceasta va fi tortița coșulețului. După care vom trece la montarea lui. Eu voi face două în unul, să spunem așa. Primul pentru a rectifica tutorialul care nu se vedea bine. Voi desface aici pentru că nu am prins bine ochiul și mi rămâne gaură. Așa, în felul acesta. Și veți vedea, un coșuleț va fi cu tortiță pentru dumneavoastră, iar cel de-al doilea va avea în mijloc altceva pentru a fi diferit, așa cum vă spuneam, nu pot încărca două tutoriale de același tip, chiar dacă acest coșuleț este mai mare. Proceda în felul acesta și când ajungem la 25 de centimetri ne vom opri, vom tăia firul și vom continua cu montarea propriu-zisă a coșulețului. După cum vedeți, lucrul în sine nu este greu, însă, așa cum vă spuneam, timpul meu este foarte, foarte limitat și sper că acum dumneavoastră să puteți vedea bine, fără umbre, ceea ce am lucrat. Cred că am ajuns aproape la capătul celor 25 de centimetri. Voi măsura cu ringla. Da, suntem în ordine. Eventual, dacă vi se pare că este prea scurtă tortiță, puteți să o faceți chiar și de 30 de centimetri, însă eu mă gândesc 30 centimetri sunt prea mulți. Eu aici voi tăia firul și voi închide lucrul. Felul acesta. Voi întrerupe un pic cât să pun firul în ac. Am pus firul în ac și deocamdată voi lăsa deoparte aici în interior tortița coșulețului. Următorul pas pe care îl vom face va fi să fixăm fiecare colțișor de coșuleț. Vom fixa, așa cum ați văzut, cu bolduri sau ace cu gămălie, cum vreți să denumiți, în felul acesta. Vom fixa mai întâi de marginea propriu-zisă a coșulețului, pe fiecare în parte, exact în direcția lui
nu trebuie să-l mutăm, locul în care vine colțișorul, aici îl vom fixa. Deci îl luăm drept și îl punem fixat pe coșuleț. Îmi pare rău că a trebuit să întrerup primul tutorial, dar trebuia să merg jos la bătrână să o schimb și de aceea am fost nevoită să întrerup, pentru că trebuie să-mi fac și lucrul în același timp. Acum vom ataca și ultimul colțișor și apoi veți vedea de ce am lăsat să cos tortița la urmă. După ce am atacat și acest ultim colțișor, vedeți că coșulețul s-a format. Voi coase cu mărgeluțe pentru a da o notă diversă de ceea ce am realizat primul coșuleț. Voi pune mărgeluțe roz la fiecare colțișor. Voi da deoparte acul de siguranță și voi intra cu firul prima dată în partea albă. În felul acesta nu se va vedea nodul. După care voi intra și voi prinde de amândouă părțile. Deci și de coșulețul în sine și de colțișor. În felul acesta sper foarte mult că se vede ceea ce fac. Se încurcă firul chiar dacă nu este prea lung. Iar acum voi pune o mărgeluță roz și voi coase aici. În felul acesta vom da stabilitate fiecărui colțișor. După care vom face nod și vom închide cu această parte. Vom continua să coasem în felul acesta fiecare colțișor în parte. Dumneavoastră puteți alege să ornamentați în modul în care doriți. Eu trebuie să fac această schimbare și v-am explicat motivul. De altfel și titlul tutorialului va fi un altul. Va fi schimbat, veți vedea. Acum voi trece să cos cea de-a doua mărgeluță. Din nou voi prinde amândouă părțile lucrării.
Voi pune mărgeluța. Care acum nu vrea să intre, dar am reușit să o prind. Uitați-vă în felul acesta, continuăm lucrarea. Voi face din nou un nod pentru siguranță. În felul acesta coasem fiecare colțișor în parte. Noi ne întâlnim în momentul în care terminăm de cusut toate mărgeluțele. Am terminat de cusut toate mărgeluțele de jur împrejurul coșulețului. După cum vedeți, deja s-au format locurile unde vom pune ouăle vopsite sau, de ce nu, ouă Kinder pentru copii. Iar acum voi coase tortița. Voi pune modul în care să fie drept, să dea stabilitate coșulețului, să nu fie strâmb, și voi coase aici în acest loc. Voi atașa tortița. Voi prinde și partea din spate, deci tortița propriu-zisă, și voi intra și în fiecare ochi din coșuleț, în ochiul corespondent. În felul acesta o vom fixa. Vom da și stabilitate în același timp. Ultimul punct, tortița, așa cum ați văzut, am lucrat-o din 5 ochiuri, înainte și înapoi. Totul este ușor, nici nu este greu. Acum voi închide aici și dedesubt. Același timp, ținând firul în felul acesta, voi face și nodul care va da stabilitate. După care voi ascunde firul. Sper că se vede, sper că acum nu sunt umbre. Așa cum vă spuneam mai devreme, am mai aprins câteva veioze de jur împrejur. Să evit crearea acelor umbre care se văd în anumite lucrări.
Acesta este coșulețul. Eu, pentru a-i da o notă diversă de primul, voi atașa aici acest fluturaș. Pentru fluturaș, așa cum v-am spus și pentru floricica din primul tutorial, eu am tutorial pe canalul meu de YouTube. Deci pe canalul de YouTube veți găsi tutorial atât pentru floricica pe care am folosit-o pentru primul coșuleț, cât și pentru acest fluturaș pe care acum îl voi atașa pe tortiță cu un pic de lipici lichid. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți coase. Îl voi atașa în felul acesta. Și iată că acest coșuleț este gata. Aici în interior putem pune bombonele de ciocolată, dacă dorim. Eu le voi răsturna așa cu punguța. După cum vedeți, distribuite bine și cu ouăle aici în suporturile lor, va avea stabilitate. Eu voi da acesta deoparte și vă voi arăta. De ce am spus că lucrez în duplex? Pentru că am realizat un alt coșuleț în care voi pune acest iepuraș. El va fi exact pe măsura coșulețului. Iepurașul, din nou, și pentru acesta veți găsi tutorial pe canalul meu de YouTube. Iepurașul Giulio, pe care eu l-am transformat în fetiță. Iepurașul este acesta, să-i spunem Giulia, nu are piciorușe pentru a reuși să-l introduc în coșuleț și i-am pus ochișorii colorați și această fondiță. Felul acesta am creat diversitate. Acestea sunt lucrările. Sper să vă placă ceea ce am realizat. Sper să, ca de această dată să nu mai existe niciun fel de probleme. Voi face și un mic filmat în care veți vedea cum se prezintă toate trei coșulețele. Cer din nou scuze pentru faptul că primul tutorial nu a ieșit atât de bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Cine dorește se poate înscrie pe canalul meu de YouTube. Așa cum vă spuneam, totul este gratuit. Nu trebuie și nu va trebui să plătiți niciodată nimic pentru tutorialele pe care le urmăriți. Sunt Tatiana Andrieș. Vă rog să lăsați un comentariu și așa cum am spus întotdeauna, mi-asum greșelile pe care le fac, le corectez. Cine dorește informații în plus și este și prieten pe Messenger, poate da via liberă la Messenger pentru a reuși să corespondăm în cazul în care aveți nedumeriri. Mulțumesc din nou tuturor celor care v-ați înscris
pe acest canal și sper să mă urmăriți în continuare. Aștept atât comentariile cât și like-urile dumneavoastră. Nu vreau niciun dislike, îmi pare rău că vă spun. Pentru că, vedeți, în spatele fiecărui tutorial este foarte multă muncă, este timp pe care eu îl sacrific din orele în care aș putea să mă odihnesc, însă vreau să, așa cum spuneam, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un pic din ceea ce știu și pe măsură ce învăț lucruri noi, să le învăț împreună cu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc din nou și vă doresc zile plăcute, așa mâine va fi zi de sărbătoare, va fi zi de odihnă, vă rog să vă odihniți, să vă bucurați de această zi, vă doresc multă sănătate tuturor, vă spun la revedere, iar mâine dimineață, la prima oră, aceste tutoriale vor fi încărcate pe canalul de YouTube. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept din nou alături de mine.